Consiliul de directori executiv ai Fondului Monetar Internațional a apreciat finalizarea programului de 3 ani de cooperare a Republicii Moldova cu femeii. Potrivit președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Vladimir Golovatiuc, au fost stabilite prioritățile viitorului program și asumate angajamentele de susținere deplină a Parlamentului și Guvernului în calea lor de implementare a reformelor. Deputatul a subliniat că importanța acestei declarații nu se rezumă doar la faptul că Guvernul și Parlamentul au urmat toate cerințele pentru respectarea normelor stabilite de Fondul Monetar Internațional, ci și că toate reformele au fost realizate în strictă concordanță cu interesele naționale ale Republicii Moldova și ale locuitorilor țării. Respectăm normele prevăzute în memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, nu pentru că este de la femei, ci pentru că este în interesul Moldovei. Decizia de ieri a servit și va fi drept o bază bună pentru dezvoltarea următorului program cu femei. Cel puțin acest subiect a fost discutat în cadrul Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului au apreciat foarte mult apelul Guvernului Republicii Moldova privind disponibilitatea de a lua măsuri adecvate. Măsuri referitoare la evaluarea în lunile iulie și octombrie a realizării noului program cu fondul. Singurul lucru pe care trebuie să-l repetăm din programul anterior este de a da prioritate intereselor statului, a Republicii Moldova. La rândul său, speakerul Parlamentului a mulțumit tuturor deputaților pentru munca depusă în implementarea programului de colaborare cu femei și a menționat că, deși au existat tentative din partea unor deputați de a opri implementarea programului, acestea au eșuat. Și eu, de asemenea, vreau să felicit toate structurile, inclusiv și toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova cu finalizarea cu succes a acestui program cu Fondul Monetar Internațional. Stimați colegi, din suflet vreau să vă mulțumesc tuturor și acelor care au contribuit plenar și au votat proiectele de legi care au fost necesare conform programului cu Fondul Monetar, dar și acelor care au încercat să pui bețe în roate, fiindcă asta ne-a consolidat pe toți împreună. Reamintim că la 11 martie curent, Consiliul de Administrație al Fondului Monetar Internațional a aprobat alocarea ultimei tranșe în cadrul programului de finanțare 2020 în valoare de 20 de milioane de dolari. Ana Lysikova, Victoria Parfentie, Alexandru Jescov, Accent TV.